eveniment cu cultural artistic al primăverii culturale din Jurene, un maraton cultural artistic început pe data de 6 aprilie printr-un concurs național de creație artistică. Este un maraton cultural artistic care ne propunem să cuprindem întreaga plajă cultural artisticului. Și iată că în această superbă seară de Jurene, sau de Ideal Cunoșunoase, seara de opere, întâlnire suflet cu actori celebri, concursul de cultură generală, în urmă cu două zile, această seară, frământa cu sute și sute de elevi care se treceau și cunoșteau gustul concurențial. Am avut conferințe, concerte și spectacole de muzică populară, muzică ușoară, cam tot ceea ce am considerat că ar putea să vină în întâmpinarea gustului dumneavoastră. Evenimentul cultural artistic în această seară merită cu totul și totul cu atenție specială și, bineînțeles, să zic așa, felicitările noastre din start, pentru că este abordat, în primul rând, fenomenul artistic în această seară de artiști amatori. Fenomenul cultural artistic și mai ales pe genul teatrului este de amatori, este într-o continuă efervescență, în jurul este un lucru extraordinar de bucurător. Sunt orașe mari care nu acest cu bine de vinoare club, constructiv, iar artiștii în această seară vin cu tot respectul nostru pentru faptul că trudesc extraordinar de mult, sunt zile și nopți, credeți-mă, care își pregătesc aici, pe scenă, pentru a desăvârși acest act cultural artistic. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă așteptăm la toate evenimentele noastre culturale. O seară plăcută și succes octogonului! Peste două zile, colegul nostru Marian are ziua de naștere. Să-i urăm la mulți ani! Da?
școală. Mulțumesc frumos, da, mi-ați făcut o mare surpriză. Nu știu ce să zic, merită să ai 41, da? Andrei? Emoțiile au trecut, cum a fost? Așa se spune după ce trece o premieră. Au fost emoții, mai ales că am avut și doi colegi noi care au avut debutul în seara asta, în trupa noastră de teatru Octogon. Sperăm că am făcut giurgiuvenilor încă o bucurie, la fel cum a fost și anul trecut. Și sperăm ca exemplul nostru să fie urmat și de alți giurgiuveni, să vină cât mai mult, să mai apară cât mai multe trupe de teatru. Este nevoie de cultură, este nevoie să ne mai descrețim frunțile într-o viață atât de tumultoasă cum trăim, cum știm cu toții că trăim astăzi. Mulțumit, actori. Foarte mulțumit, la fel cum am spus și anul trecut, și nu-i doar o laudă, pentru că ei mă știu, că am lucrat împreună și știu cât sunt de exigent. Bravo lor, au ascultat, au făcut ceea ce trebuia și iată că niște oameni care nu au de-a face cu teatru pot să facă teatru. Zic, eu am curajul să spun asta, dar am sesizat și la spectatorii giurgiuveni că le-a plăcut. Creșteri pentru decorul, totuși seamănă cu zboară, avionul le zboară. O parte din decor seamănă, pentru că noi facem decorul prin propriile noastre forțe, fiind o trupă de teatru amatori, și costumele și totul este pe forță, prin contribuția noastră, a noastră proprie. Ce mai urmează? Cum am spus și anul trecut, așa o spunem în continuare, tot comedie. Noi suntem o trupă de teatru care ne axăm pe a face comedie. Considerăm că e nevoie de comedie ca lumea să se mai distreze. Ai schimbat mult față de regia. Da, este o piesă de altă natură, nu este la fel ca și Vestita Comedie, care o știe toată lumea, e cea mai vestită comedie din toată lumea, Boeing Boeing, cea de anul trecut. Asta este după Ade Hertz, care este un autor care scrie așa, nu la nivelul lui Camoletti. Dar am căutat și noi, de-aia am și spus că este un spectacol după piesa asta, am căutat să facem așa cum ne-a plăcut nouă și cum am crezut că o să placă publicului giurgiuvean. Prima dumneavoastră piesă care a jucat? Da, prima, e debutul meu, aș putea spune. Ce s-a determinat? Mulți spuneau că am talent și am vrut să-mi arăt mie dacă într-adevăr am talent și numai publicul poate aprecia dacă într-adevăr în seara asta a fost o seară magică sau n-am jucat atât de bine. A fost greu, a fost ușor? A fost foarte greu, nu că mi se pare mie, dar pentru toți a fost o muncă titanică, foarte multe sacrificii. Pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului regizor Remus Găină, că a dat dovadă de toleranță și ne-a înțeles și a fost lângă noi și ne-a îndrumat. Și pe fetele am mai supărat. Vreau să mulțumesc prietenului meu, Marian Damian, care a avut încredere în mine și m-a recomandat, practic, pentru acest rol. În rest, cum a ieșit? Ce proiecte mai aveți? Asta rămâne la latitudinea domnului regizor. Nu mai la latitudinea domnului, dacă îmi alegi. Mulțumesc. Și la Didina, da. Suntem, nu, după ce emoțiile s-au mai topit așa, ai avut emoții? Eu întotdeauna am emoții, m-am obișnuit cu ele, sunt prietenele mele, fără ele cred că n-aș putea să fac ceva. Dar după aceea m-am calmat și a venit de la sine, nici nu-mi vine să cred. Vorba colegului meu, Gabi, gata? Asta a fost tot? Păi n-a durut! Ca la doctor, așa. Așa a fost și acum. A fost un sentiment pe care mi-e greu să-l descriu. Este mai mult decât îmi imaginam eu că o să fie. Toată atmosfera și felul în care ați reacționat și tot. Se pare că ți-a ieșit rolul? Se poate și mai bine. Au fost câteva replici. Ah, pot să mai zic o dată? Pot să mai zic o dată că îți pot zic mai bine? Sigur, dar se poate și mai bine. Ce a fost mai bine, începutul piesei sau finalul? Începutul, cred. Cred că început. Te întrebi și pe tine, ce urmează, ce perspective? Și eu răspund la fel. Și eu răspund la fel. Domnul Remus știe mai bine. Mulțumesc. Pentru tine a fost mai ușor, ai mai lucrat cu Remus, ai mai ieșit pe scenă, ți-a ieșit? Da, mi-a ieșit. Despre rol vorbesc. Despre rol vorbesc și eu.
Olga, mi-a ieșit mai bine în seara asta decât mi-a ieșit, de exemplu, ieri seară la repetiția generală, când dau un pic din casă, am fost așa ușor panicați. Parcă nu ne ieșeau lucrurile. Dar în seara asta a ieșit surprizător bine. Nu foarte bine, dar a ieșit bine. Important e că voi nu vă prindeți de toate greșeluțele noastre. Noi mergem înainte, ca așa în tenis, ar fi spus colegul meu Marian. Și, prin urmare, dacă s-a râs și dacă publicul a reacționat, ăsta a fost și scopul nostru. Să înțelegem că ai făcut greșeli multe? Urmăriți filmarea cu atenție și vă aștept să-mi spuneți. Nu dau. Ți-ai fi dorit rolul Didinei? Nu, nu mi-aș fi dorit rolul Didinei. Încă de la împărțirea rolurilor m-am mulțumit tare că ăsta a fost rolul care mi-a fost acordat. Cu siguranță nu l-aș fi făcut la fel de bine cum l-a făcut Cătălina. Cătălina a ieșit excepțional. Îi se potrivește foarte bine, e foarte expresivă, e foarte talentată și cu siguranță nu l-aș fi făcut așa cum l-ar fi făcut ea. Ai ales un rol pentru piesa viitoare? Nu, dar dacă domnul regizor mă aude, vreau un rol negativ. Mai negativ, dacă pot spune așa, deși gramatica nu-mi permite. Fac acum o mică glumă. Da, un rol negativ îmi doresc. Mai avem nevoie și de roluri negative. Sunt prea drăguță în viața reală. Să înțeleg că nu te așezi bine pe un rol pozitiv? Insist pe un rol negativ. Scot ce e mai bun din mine. Așa un soi de Cruella, nu? Nu știu dacă Cruella, dar mai sunt roluri negative la care mă gândesc. Dar nu vă spun acum, doar atât vă dau pastiluța asta. Rol negativ. Un succes. Mulțumim. Merge. Te-a solicitat rolul acesta mult? Absolut tot ce fac în viață mă solicită, pentru că de fiecare dată pun o parte importantă din mine în toate activitățile mele. Lumea mă cunoaște și ca profesor și știe lucrul acesta. Chiar am fost odată acuzat că am obținut rezultate pe fondul unei excesive motivări. Da, ăsta e Damian Marian, intră cu tot sufletul în absolut tot ceea ce face și încearcă să scoată de fiecare dată maximum de la el, chiar dacă maximul lui nu este ceea ce se poate scoate la maxim până la urmă, că sunt alții mult mai buni în absolut oricare domeniu. Vorbim despre maxim și minim. Ți-a ieșit rolul la maxim, la minim? Până în momentul de față pot să spun cu certitudine că da, a fost cel mai bun, cea mai bună interpretare de la toate repetițiile pe care le-am avut până în momentul de față. Pe mine publicul m-a stimulat într-un mod pozitiv. Așteptam și am și spus înainte colegilor că sunt gata de spectacol. Vreau să mă simt bine în seara asta. Am venit să le arăt oamenilor ce am învățat, ce m-a pus domnul regizor, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru ideea pe care a avut-o și pentru faptul că m-a ales să joc în acest spectacol. Și am spus că vreau să văd oamenii că se distrează odată cu noi și încearcă să ne înțeleagă că totuși suntem niște amatori și nu avem pretenții de mari profesioniști. Facem doar ceva în afara programului de zi cu zi, seara după ora 20 până târziu în noapte, atunci când poate alți oameni privesc televizorul sau au alte activități. Este tot ceea ce vreau să înțeleagă oamenii și dacă v-a plăcut, sunt mulțumit, dacă nu, mai încercăm altă dată. Duminică e o zi bună de teatru. Totuși, duminică ar fi fost ziua ta de naștere. Te-ai ferit să joci în ziua ta de naștere? Nu. A fost programat aici cu totul și cu totul din alte motive. Nu a fost programat din această pricină. Ziua mea a picat duminica pentru că asta e situația, deci n-are nicio legătură. S-a întâmplat să fie așa. A fost un motiv în plus de bucurie pentru mine, iar ceea ce s-a întâmplat la final nu are niciun fel de legătură. N-am știut nimic. A fost totul pus la cale fără știința mea, n-am bănuit absolut nimic, iar faptul că îmi petrec, iată, aniversarea, pot să încep de acum să spun asta, la 41 de ani, pentru că nu mă feresc să spun ce vârstă am, la 41 de ani să petrec în asemenea fel, este, cred că, tot ceea ce Dumnezeu îmi putea oferi. Am tot ce-mi trebuie, e ok pe toate planurile. Marian Damian e un om fericit în seara asta. La mulți ani din partea noastră. Mulțumesc. Succes. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Mai Andrei, îți mai tremură mâna?
Remus și la urmă ne ducem pe Tică, o mai urma Remus, o să ținem cam așa să... Eu vă recomand cadrul de 2, totuși, de la început la final, ca să nu ne prostim, da? Merge, da? Revenind la Remus Găina, am aflat că următoarea reprezentație, da, în rolul tău, va fi dublat, nu va fi dublat, va fi preluată de Tică Lumânare. Așa ați ales voi? Da, de la bun început l-am rugat pe prietenul meu de mulți ani, nici nu mai știm de câți ani, pe prietenul meu l-am rugat să facem împreună, adică noi doi să facem același rol. Am zis că joc eu primul premiera, după care o să-l rog pe el să își ducă la îndeplinire menirea pe care i-am dat-o. Trasat-o. Tică Lumânare, puteai să joci în seara asta? Cu puține emoții, da, pentru că de-abia am ajuns cu o oră înainte de spectacol, am ajuns din turneu, am fost plecat în turneu și mi-a fost tare teamă că se va întâmpla ceva și nu voi putea ajunge. M-am bucurat când a spus Remus că el o să joace premiera, pentru că m-a eliberat un pic de emoții și de stres. Dar în același timp m-a și ajutat, pentru că am fost la penultima repetiție, la ultima n-am fost, la care spune că nu le-a ieșit ceva. Eu am fost la penultima și le-a ieșit foarte bine, penultima repetiție. Chiar m-am mirat că au învățat textul. Astă seară vreau să spun că am avut emoții mai mari decât ei, pentru că eu, nefiind la ultima repetiție, nu știam în ce stadiu sunt. Mi-a fost tare teamă de text și chiar îmi spunea suflorul că nu prea a fost nevoie să le sufle, pentru că oamenii și-au învățat textul. Și vreau să spun că, și trebuie să subliniez chestia asta, am râs de m-am pișat pe mine. Vreau să spun... Ne-ai stricat filmarea, da. Acum la Am râs... Am râs cu lacrimi în ochi, n-am mai râs de mult la o piesă de teatru cu lacrimi în ochi, nici măcar la piesă de profesionist. Am și o remarcă, dacă îmi dai voie. Rolul pe care l-a făcut Remus Găina a fost foarte, foarte bun. Un tip haios, lumea a râs mai ales la intrările și mai ales la ieșirile lui. Nu ți-e teamă să duplezi după un asemenea succes? Nu mi-e teamă. El chiar m-a inspirat. Numai că o să vedeți ceva diferențe, pentru că suntem oameni diferiți, suntem actori diferiți. El a jucat mai mult teatru decât am jucat eu, dar totuși avem firi diferite și o să vedeți același personaj, dar în altfel. Mulțumim. Și noi vă mulțumim.